Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Dezastru la Antena 1 Informații de ultimă oră despre șef la cuțite Ce se întâmplă cu show-ul? Dezastru uriaș la Antena 1 Fanatic a aflat informații de ultimă oră despre ce se întâmplă cu emisiunea șef la cuțite în aceste momente. Haos total la Antena 1 din cauza emisiunii șef la cuțite. Fanatic a aflat câteva informații de ultimă oră despre soarta show-ului culinar din care Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu nu mai fac parte. Dezastru la Antena 1 S-au suspendat filmările de la șef la cuțite până după sărbătorile de iarnă. Concurenții care s-au înscris pentru cel de-al 13-lea sezon al concursului sunt total debusolați. I-a lovit confuzia după ce au fost prezenți deja la prima etapă a preselecțiilor, unde s-au ales următorii participanți în emisiune. Evident, prima lor experiență cu camera de luat vederi a fost fără prezența șefilor. Urma ca persoanele dornice să pună mâna pe cuțitul de aur să se prezinte în fața lor, lucru care nu s-a mai întâmplat. N-au mai avut în fața cui, practic, să ajungă. Așa cum știe toată lumea, Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu au rupt-o cu antena 1. Acum sunt amenințați cu judecata pentru că au părăsit Corabia, asta după ce inițial postul de televiziune a declarat public că au fost dați afară pentru că nu s-au mai prezentat la filmări. Bucătarii acuzând extenuarea S-a aflat că persoanele înscrise în acest show nu au mai fost chemate deloc să vină la București pentru a începe în forță filmările pentru emisiunea care ar fi trebuit să înceapă la anul. Se pare că producătorii vor să lase totul în aer cel puțin până trec sărbătorile. Conform informațiilor noastre, producătorii nu i-au mai sunat pe unii dintre cei care trebuiau să se prezinte deja în emisiune. Viitorii concurenți zic că au auzit tot felul de zvonuri chiar din interiorul echipei. De altfel, și echipa de la șef la cuțite e într-o degringoladă totală în ceea ce privește proiectul. Antena 1 caută alți șefi, ba chiar vor să schimbe complet emisiunea, una dintre variante. Antena 1 e tentată să aducă alți șefi. Ba mai mult, atenție, nu ar exclude să schimbe cu totul emisiunea. Cel puțin asta a aflat fanatic din culisele show-ului. Antena 1 face tot ce poate pentru a-i convinge pe cei trei șefi să revină. Cel mai probabil se bazează pe clauzele contractuale pe care aceștia le-ar fi încălcat. Pentru asta s-a luat în considerare inclusiv prezentarea în fața unui judecător, atât de gravă e situația. Cert este că filmările au fost suspendate din toamnă, iar după ce trec Crăciunul și Revelionul se va lua o decizie fermă cu privire la viitorul show-ului Șef la cuțite. Dacă va mai exista. Plecarea celor trei bucătari a lăsat un gust amar producătoarei Mona Segal. Emisiunea de la Antena 1 a avut un real succes timp de 12 sezoane. Separarea bruscă a celor trei bucătari de echipa de producție a provocat o undă de șoc atât în rândul fanilor, cât și printre oamenii care se ocupă de proiect. Cea mai stupefiată a fost Mona Segal. Creierul show-ului s-a plâns public de lipsa de recunoștință pe care Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu ar fi arătat-o, ce s-a întâmplat cu adevărat în culise știu doar cei trei jurați și producătorii una din variantele care a circulat încă de când s-a aflat că bucătarii nu vor mai fi prezenți în sezonul al 13-lea, număr cu ghinion, aparent, este cea care ar fi fost curtați de ProTV pentru un proiect special. Probabil resuscitarea Masterchef, unde au devenit cunoscuți de altfel. Rămâne de văzut cum se va finaliza această telenovelă, una care atinge culmii din ce în ce mai interesante.